Românii sărbătoresc astăzi schimbarea la față a Domnului. Pentru creștinii ortodoxi și catolici reprezintă o sărbătoare care amintește minunea pe care Iisus o face asupra Lui însuși. Sărbătoarea numită în popor Pobreajenul înseamnă despărțirea de vară, pentru că este în timpul postului de Sfânta Maria, schimbarea la față se prăznuiește prin dezlegare la pește.